Hai rog și eu sunt Dumitru și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să fac un clip de Reddit 50-50, n-am mai făcut din asta de mult timp și m-am gândit hai să mă torturez puțin și să îmi încerc norocul în același timp. Dacă nu știți efectiv ce e Reddit 50-50, ei bine, este un subreddit de pe Reddit pe care intri și apeși pe un link. E, poate să te ducă la ori la ceva frumos, ori la ceva urât. Deci e o șansă de 50-50. Cred că o să încerc să le traduc. În fine, pericol de epilepsie. Dacă din întâmplare cineva are epilepsie care se uită la clipul ăsta, nu vă uitați, aveți grijă, pentru că o să fie luminile foarte flashy. Sau un tip după un accident de mașină. Cred că e aia cu cargo-ul. Da, l-am văzut deja. E chiar frumos. Tipul ăsta călătorește așa prin cu barca asta de cargo și face timelapse-uri. E chiar foarte frumos. Și astea sunt flash-urile de la fulgere. Da, foarte frumos. Un landscape frumos. Nu știu ce, cum să traduc asta. Sau un tip care sare de pe un turn. Hai să vedem. Ok, ăsta ca o să sare de pe un turn, presupun. A vrut să se sinucidă? Ce e cu clipul ăsta? Nu înțeleg. A vrut să se sinucidă? Mai este în viață? Nu cred că mai trăiești după chestia asta. Și dacă mai trăiești, nu știu, dacă mai mergi vreo țară. Sau dacă nu ți-ai rupt până acum toate oasele. Child perceives dad's asshole. Ce vrea să însemne și asta? Dad kisses child. Un tată își pupă copilul. Frumos, dar ce vrea să însemne? Ce asta și de ce? E efectiv un tip care stă cu curul gol, literalmente curul lui gol și păros, deasupra unui copil. Și e și maica sa acolo sau cine dracu e. De ce? Ce e asta și de ce? Nu știu, eu mă mir la chestiile astea, adică pur și simplu mă derutează. Nu, eu sunt greu de scârbit, nu sunt greu de surprins sau de derutat, în niciun caz. Ce dracu? Rezultatul bombei de la Boston sau copaci cu zăpadă. Frumos, a fost bombe la Boston? Când a fost asta? Un tip face o vază de sticlă cu talentele lui la bowling? Sau un tip suge un borcan în anusul lui și se strie, se sparge? Da, mă gândeam că asta e one man, one jar. Și l-am văzut deja. Nu știu ce e în capul tău, omule, tu te-ai gândit că nu o să se spargă? Păi spun că te-ai gândit că e suficient de rezistent. Pac! Pac, hai de capul meu că... Chiar mă întreb, ce morți să mătii ai zis la doctor? La morți să mătii unde te-ai dus? Dacă te-ai dus la doctor. Cum repare asta? Să vă explic de ce a băgat un borcan în cur. Și am scoate cioburi din cur. Sunt sigur că e groaznic, dar... Mai bine m-aș uita la Two Girls One Cup, sincer. Adică îți dai seama să văd așa ceva. Trec fior pe șia spinării. Da, presupun că nu-s... De scârbit nu-s greu, dar... Să fiu așa... Să treacă fior pe șia spinării, nu... Presupun că e ușor, nu e chiar așa de dificil pentru... Cam pentru orice om. Car backfires, nu prea știu ce înseamnă, dar toată lumea din mașină arde. O roșcată sau un roșcat cântă foarte frumos. De ce a trebuit neapărat să zici că e redhead? Că e roșcat, roșcată? În fine, cred că aia cu mașina. Ce? Stai, moțire! Deci de asta mi-ai zis tu că e Beautiful Redhead Singing. Pentru că e Rick Roll. Deci tu tocmai mai Rick Rollat, sau cum dracu se zice în română. They Rick Rolled me.
What the fuck? Un tip a fost găsit spânzurat într-un magazin de bere. Sau un copil într-un trolley, nu știu ce e aia, cred că mergătoare sau... What? Child standing in a trolley. Ce dracu e asta? Păi da, dar nu mi-ai dat niciun detaliu, adică... Nu e deloc, e o imagine ciudată. Este safe for work, e stupidă, e foarte ciudată. Adică what the fuck? Cred că zic prea des, adică what the fuck, e ceva... Un tic de al meu. O clădire care încă e în construire, cade, adică se prăbușește. Sunete de spărturi. Under construction building collapse. Păi și asta e nice, not safe for work. Mi se pare ok, a murit cineva, să înțeleg, sau a fost rănit? Dar ce clădire asta e? Pare cam murâtă. Ori asta, ori o reconstruiesc. Alea o susțineau, să înțeleg. O să se întâmple. Ce-i cu fâsitul ăla? Mă, asta se întâmplă des sau au fost ăia incompetenți și n-au fost în stare să o facă bine, să o susțină ca lumea? Nu știu, compilații de axolotl, din câte știu, asta e o șopârlă sau o capră deformată cu față de om. Asta nu mi se pare deloc o capră și nici nu mi se pare că asta e față de om, mi se pare că e un fel de... gorilă sau... Da, amândouă sunt safe for work. Kid blows his head off with shotgun. Un copil își zboară creierii cu un shotgun. Sau Lego Obi-Wan Kenobi. Asta e doar degeaba, adică trebuie să-mi dai oriceva groaznic, oriceva frumos. Nu ceva urât sau ceva care să nu, de care să nu-mi pese, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Deci asta e un tic de al meu, să-mi bag picioare, să zic what the fuck. Un timp mănâncă orez cu chopsticks, bețe de, nu știu, din la chinezești sau japoneze, cum dracu e. Sau tăind un om într-o simulare de fizică. Ok, e safe for work cu semn de întrebare. Asta... No, și... În fine, un rege cobră gigantic sau un sau câștigătorul festivalului de penis. What? Penis Festival Tamale 2019 winner. Asta practic își face laba pe ritm de muzică, what the fuck? Ce e asta? O să încerc să vă las toate link-urile în descriere. Da, presupun că e ceva normal în regiunea lor. Gaston regurgitează violent 5.000 de ouă. Sau Disney Movie Highlights. Ha? Aaa. E un meme. A lad, I ate 4 dozen eggs every morning to help me get large. Puteai să-i dai mut. Ok, got it. Dă-mi ceva să mă scârbesc, ok? Bambi sau Mule Deer Impaled on a Wrought Iron Fence. Nu o să traduc aia pentru că nu știu cum. Săracul animal, adică cum s-a întâmplat asta? Impaled. Și mai... Nu-mi imaginez că mai e înviată, sincer. Nu cred. Nu știu ce dracu s-a întâmplat. Delicious batch of fresh lasagna. Blood clot removed from man's lungs. Ok,
cum se numește, mă? Un cheag de sânge, cheag, cred că pot să-i zic, un cheag de sânge scos din plămânii unui om. Cred că o să vi-l arăt. Alarmă de sânge, alarmă de sânge. O să vă zic eu când puteți să vă deschideți ochii. Uitați aici, cheagul de sânge. Ok, suficient? Bun, puteți să vă deschideți ochii. Un porcușor este dat unui piton să-l mănânce în timp ce e în viață. Bă, asta nu e deloc frumos. Very wholesome song. Ah, ok. Da, are copyright. O să văd dacă are și dacă nu, îl las, îl ascultați și vă țără. Tip moare la McDonald's sau Macaulay Culkin vibing on the Twin Towers. Macaulay Culkin, cum, cine era pe ăsta? Oh! Oh my god! E not safe for work, dar asta pare numai un meme, numai un idiot care cade. Și cum să moară? Cum să moară de la o căsătură ca asta? A fost, nu știu, a avut ceva ascuțit și a intrat în burtă, în piept, pe undeva, ca să-l înjunghe și să-l omoare? Că nu văd legătura. Cum să moară în situația asta? Doi tipi prinși masturbându-se, ei nu se masturbau. Deci, presupun că sunt două alegeri, adică ori se, doi care se masturbează, prinși masturbați, masturbându-se, sau doi care nu se masturbau, dar asta credeau oamenii care i-au prins, nu știu. Ne vedem? Deci ăla își sugea pula sau ce? Sure! Bun, hai că lăsăm aici. Eu sper că v-a plăcut clipul, nu uitați like și subscribe langă, deci aveți rețelele sociale, unde PayPal, dacă vreți să mă susțineți. Și eu cam atât am avut de spus. Hai, marș!